Dimineața, dragii mei, iată că a trecut ceva timp de când ne-am mai văzut. După cum știți, este încă prohibiție, mai sunt cam 3 săptămâni de prohibiție. După cum v-am mai spus, nu prea ies pe bălți sau lacuri private în prohibiție. Foarte rar se întâmplă să ies, iar atunci când ies, o fac tot pe o apă sălbatică. Astăzi pescuim pe lacul Sărulești. Am venit cu un amic de dimineață. El pescuiește la crap, are abonament aici pe lac. Dă după pești capitali cu boiles, pescuiește plantat. Eu am să mă joc cu fiderele. Am venit cu două fidere de 36. Vreau să pescuiesc la metod feeder. Am găsit undeva în fața mea un prag la vreo 30 de metri. Deasupra pragului e destul de abrupt pragul. Deasupra pragului are apa undeva 2 metri. Sub prag cade în 5 metri apa. Am pus o lansetă sus, o lansetă jos. Am avut ceva trăsături până acum pe apa mică de 2 metri. Hai să vedem ce o să ne aducă ziua asta, că se anunță minunată. Lacul Sărulești arată superb. O apă demențială. Hai să vedem ce ne aduce partida asta. Vreau să vă spun că am uitat camera acasă, filmez cu telefonul. Sper să prind câteva cadre bune pentru voi. Hai, fier întins! Ciortan de lacul Sărulești. O superbitate de pește. Un pește 100% sălbatic. Pe ăsta nu l-a populat nimeni, s-a făcut singur aici. E plin, n-am mai prins încă vreo 2. Sper să reușim să prind și ceva plătică și caras. Și încă un ciortanel frumos. M-au disperat ciortaniște. E plin. Are un potențial la costa de a se dezvolta singur. Incredibil. Asta înseamnă o apă sălbatică. Catch and release. Să vă arăt și montura cu care pescuiesc. Deci am un fir principal de 0,22. Aici am o pletitură cu 40, un nod de legătură, un metod feeder de 40, un rig scurt de 6-7 cm, un cârlig de 12, o peletă de 8. Ia uitați ca să vedeți, deja am un pește în cealaltă lansetă. Ia, hai să-l înțepăm.
Și în sfârșit o plătică corespunzătoare de Sărulești. Ia uitați ce avem aici. Ia uitați. Vaftăr. Așa plătică. Așa plătică gigant de Sărulești. O superbitate. Și primul caras adevărat de Sărulești. O superbitate de caras sălbatic. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Cât e de frumos. Method feeder-ul funcționează de minune. Mi-a adus și ciortan și caras și încă vreo alte 3-4 trăsături. De fiecare dată m-am prins în offside, baia eram pe la mașină, baia eram pe la amicul meu, dar ușor, ușor își dă drumul. Bun, deci să vă arăt și cum pescuiesc. Foarte simplu, method feeder de 40, crilic de 12, pelete de 8, una de pe bază de făină de pește. Am aici mai multe feluri de pelete. Acum, de exemplu, pescuiesc cu astea. Foarte bune. Hai să vedem ce mai urmează. Și uite așa, încă un caras frumos. Doamne, ce caras frumos. Un caras frumos de Sărulești. Uite așa, încă un ciortan frumos. La 5-6 ciortani mai prins câte o plătică sau un caras. Cam așa e paritatea. E mijlocul zilei, cred că am deja 12-15 ciortani de ăștia prinși și vreo 6-7 plătici și 2 carași. Superb! Nu uitați! Așa ceva n-ai cum să oprești. Catch and release! Și așa, un caras frumos, după câte se verde, e destul de multă iarbă pe fundul apei, dar peștele se bagă la ea. Frumos, caras frumos. Așa plătică frumoasă. O plătică superbă. De la cul Sărulești.
Invazie de ciortan, invazie. Unul după altul, unul după altul. Vă dați seama peste 3-4 ani ce o să fie aici. O frumusețe. Cam asta a fost partida, dragii mei. Destul de scurtă, ce-i drept. Este ora 15:30. Trebuie să plec să ajung în oraș. Despre pescuit, ce să spun? A mers destul de bine. Foarte mult ciortan. Este invazie de ciortan păsărulești. În 2-3 ani prevăd un viitor minunat aici. Am ciugulit și câteva plătici și câțiva carași. A fost bine. Una peste alta, mă declar mulțumit. Până să termine prohibiția, pe aici ne facem veacul, apoi ne așteaptă Dunărea. Să vedem cu ce ne așteaptă Dunărea. Deci, cam asta a fost. Nu uitați, dacă vă place ce vedeți la mine pe canal, dați un like, un share, pentru că aventurile de acum încep. Și până data viitoare, fir întins!